Cum vezi că ai sărit dintr-o lume în alta, ești în lumi paralele? Cum vezi că ești în lumi paralele, dar deja te clirui și înțelegi? Da? Ceva ce se înnoadă, ce ai tu, ceva ce se înnoadă. Da? E magic. Magic încă o dată poate fi de la tine, de la, da? Din neam străneam, din câmpul, da? Nu contează. Bun. Bun. Când ce înseamnă ți se băga în cap să-ți iei în frâu energiile, să-ți iei în frâu care energii? Tu pe ale tale le ții. Acum nu mai ești sigură că sunt doar ale tale energiile. Trebuie să accepti și asta la un moment dat, trebuie să simți. Da? Ai simțit. După aia iar ai revenit la că sunt doar ale tale câmpul energetic. E un fel de se lasă, nu se prea lasă, câmpul energetic ghidat de tine, cum ai zis tu, așa să știi? E numai ca și cum cineva încă mai împarte cu tine, da, tu ia-ți bucățica asta din prăjitură, dar asta e a mea. Nu! Tot tortul e a tău. Dar e pe parcurs cumva, da? Îți iei câmpul tău energetic, punct, spațiu. Pentru că poți, pentru că ești pregătit. Ești ghidat, ghidată până la un level care ești, la care ai urcat, să îmbrățișezi câmpul tău energetic, să ai tot. Și de aici faci tu și dregi. Nu ia cineva și zice asta e a tău și asta e. Nu. Tu faci, dar tu nu zici asta e a tău și asta e meu. Tu înțelegi cum stau lucrurile? Lași tortul pe masă, nu iei nicio bucățică că ție nu-ți trebuie, nu-i despre asta, că te așteaptă altă lume, trebuie să sari în alt loc. Dar tu te împotmolești la... Trebuie să dau până la capăt să fiu eu să hotărăsc. Eu hotărăsc ce bucățică primești tu de tort. Nu. Tu primești tot tortul și nu tu faci, îi dai lui nu știu ce, ei nu știu cum și ție, da? Să zicem, o bucată mai mare sau cireașa de pe tot, da? Lași tortul acolo, să mănânce lumea, să guste. Tu pleci, tu n-ai treabă. Tu nici gustul nu ești curios, curioasă. Înțelegi? Ai amintirile atâtea de tete. Mănânci așa repede, ce ai de... N-ai timp, trebuie să vezi atâtea, să... E atât de frumoasă viața, trebuie să înțelegi atâtea, să vezi atâtea pe parcurs. Nu ai timp să te oprești, să zici... Care e al meu? Care... Dar e un programel unde trebuie să te oprești și să zici, domnule, eu dintr-al meu nu dau nimic. Dar cum nu dai? Uite așa. Când ai simțit că ai primit tot, atunci dai. Atunci se ia, atunci se nu mai e treabă, nu mai ești în lumea aia. Dar când simți că ți s-a luat, e un fel de pe nedrept, da? Aduci tot înapoi. Să aduci caii de unde sporniți. Sălbatici și sălbatici. Asta e, ea. Am avut cai sălbatici. Îi aduc înapoi în ocol, dar nu mai sunt acolo, am sărit în altă lume. Înțelegi? E și și. Bun. La un moment dat, să zicem, țineți în frâu energiile, că uite, aia se întâmplă, bubuie, pocnește, se sparge, se, da? Tu ai trecut prin ce ai trecut. Da? Un fel de n-ai ținut în frâu energiile, dar câmpul energetic ți-a luat. Deci, săritură cuantică și câmpul energetic și-a luat tot și, da, când e, nu e pisica acasă, șoarecii umblă pe masă. E, asta e. Câmpul tău energetic, șoarecii care umblă că pisica nu e. S-a trezit pisicoaia. Pisicunțul. Da? Și a apărut în casă. Da? Au dispărut toți. Nu e niciun șoricel în zonă. Da? Și așa trebuie să fie tot timpul. Și când ești plecată de acasă, plecată. Cu sorcova, ok. În casa ta nu se mișcă nimic, niciun fir de praf, fără voia ta. Acolo e și magic. Nu se așează niciun praf, niciun fir de praf. După ce ai șters, rămâne așa, pentru că timpul ăla l-ai ales. Când te întorci acasă, te întorci acolo când ai făcut curat în casă, ultima dată. Și e curat, e lucește, strălucește. Înțelegi? Dar trebuie să treci prin programelul să faci curat, să speli și să dregi. Nu prea ai chef, da? Trebuie. Până
Până se obișnuiește câmpul energetic, așa trebuie să fie. Praful nu e să se așeze, praful e să zboare, să zboare și să se dizolve în aer, înțelegi? Sunt niște lucruri care mintea ta așa le înțelege și așa e, pentru că ești copilul neamului și ești adorabil și poți să faci ce vrei. Bun. Când îți curg robinetele, să punem din asta ială pe robinet, să nu mai umble nimeni energetic, să nu-mi spargă, să nu-mi curgă. Nu e asta. În 3D era magii din 3D, știau. Aia mai zis, din 3D nu mai merge nimic ce s-a învățat. Bine că n-am învățat nimic și n-am făcut-o așa de... Am trăit cum am știut. Bine că n-am studiat nimic. Pentru că ai sărit aici unde e totul alandalan și se alege pe parcurs mănușă să-ți vină orice. La tine ce? Praful stă, se dizolvă în aer, trebuie să ai un pic de răbdare, ai plecat și s-a dizolvă. Bun. Știi? Mănușă se așează câmpul energetic fantasmagoric, dacă vrei. Știi? Asta ziceam. Curg robinetele. Curg robinetele, una era. Când omul se simte, da? Să înțelegi energiile și atunci le ții în frâu. Sălbatice, da? Și focul la fel. Focul poate să încălzească, focul poate să facă mâncare, focul poate să ardă, să distrugă, să omoare, da? Apa la fel. Poate să îți dea viață, să te întrețină, să... Și poate să te inunde, să te nece, știi? Și e sălbatic, două elemente care sunt sălbatice. Cu focul ne-am lămurit cât de cât, fum și pară, ok. Apa, da? Transformarea în natură. Când se trece de la... Da? E parul ăla care picură, care n-ajunge... Care ajunge să se... Da? Era frumos... Trecea în aburi, urcau de căldură, urcau sus și după aia ploua, știi, că plouă. Ei, ajungi acolo unde nu trebuie să înțelegi și să accepți, aburii urcă și plouă imediat, picură, picură, asta îți spune robinetul. Da? Tu pornești, înveți să umble la anotimpuri, înveți să umble la cele patru elemente, să pornești ploaia, frigul, gerul, zăpada, ploi torențială, da? Arșița torențială, da? Dar toate astea trebuie, e atâta de muncă, e mult. Dar când înțelegi macazul cum, da? Când te simți bine și e, se echilibrează. Nu trebuie să faci nimic, dar trebuie să accepți că e, hai de mine, câtă muncă, câtă muncă, câtă muncă, vai, da? Ce de-a muncă, ce de-a muncă, așa acolo. Mai e încă, cu apa mai e ce? Ți se arată cățelul când se gudură pe lângă tine, da? Când a fost abuzat, când se află ce a făcut, știe că a făcut ceva, da? Și se pișă pe el cățelul. Aduți-ți cu cine rezonează. Păi cățelul care se... Da? O picătură va și pe el, că de frică să nu fie, da? Și apa. Îți dai seama elementele, cele patru elemente, am mai zis, sunt și oamenii, în oamenii. Omul care e, da, pasiune, foc. Alta care e moale ca o apă. Alta bun ca un pământ. Alta, da? Aerul. Vorbește, nu se mai oprește, da, din gură de aur. Da? Toate elementele astea, toate. Și apa, la un moment dat, că a făcut cât a făcut, da? Ba intră în formă omenească, ba iese în... tu dormi noaptea, nu știi ce ravagii faci, dacă ești apa însăși, din cele patru elemente. Tu ești toate elementele, dar prevalează, predomină un element, să zicem, la un moment dat, care schimbă. Da? Și un fel de, la robinet, se pișe pe ea apa, că a abuzat. Acolo ești, dar trebuie să înțelegi tot, deschizi-mi, cum să abuzeze apa? Ei, a abuzat și a permis luxul să iasă din matcă, da? Cum e omul? Domnule, îmi permit. Ei, îți permiți? It's this.
E apa din tine care iese din matcă. Îmi permit, bă, cu pumnul masaje, până când, apă, te duci acasă și îți curge nu știu ce. Pentru că ți-ai permis. Ești magul vieții tale. Acolo e magul. Îți permiți, îți zis. Tot ce se strică, se sparge, îți zis. Găsești echilibru, găsești. De aia s-a ajuns, s-a speriat magii, s-au ajuns la tăcere, tăcerea mieilor, ai văzut. S-a înghețat tot. A înghețat. E frigul care vine în clipa aia, în ziua aia, a mieilor, da? Pentru că magii, cât de coioși n-au fost, la un moment dat au înțeles că îi depășiți, că cineva îi dictea, nu îți dictează nimeni de nicăieri, e din tine. Dar tu n-ai sărit în 3D, te-ai stat până la o portiță, la un portal și n-ai sărit mai departe, nu ți s-a deschis mintea. Să vezi altfel lucrurile, să le vezi altfel, de-aia poveștile, de-aia citești povești, de-aia înveți. Cine n-a învățat, n-a citit povești când era mic, păi n-aveam cărți, n-aveam adus tata să fiu și eu bine, să fiu... Ai citit altfel poveștile, le-ai văzut în natură direct. Nu e că ești mai țăran decât el inteligent și invers, înțelegi unde ești? E superb, e superb. Poveștile le-ai văzut în natură direct, ai observat ceea ce... El inteligent cu povești și cu aia de bine, Doamne, ce inteligentă și deșteaptă sunteți și ne povestiți aici și ne îmbărbătați să fie bine. Da? Acum ieșiți afară, Doamne, și vă speriați în natură când vedeți verdele, când crește ăla reînnoit, da? Liliacul, tufa. Și la un moment dat crește atâta, reînnoit, verde, până se transformă în... coajă de copăcel. Da? E vlăstar verde. Stai minunat, stai și te uiți ca la cabou la poartă nouă, pentru că așa e. Da? Teorie, cum era vorba? În teorie așa stau lucrurile, dar practica ne omoară. Da? De-aia experiențe, experiențe. Experiențe. Dar asta nu înseamnă că... șobenul țăranul se bate în piept și nemis, că eu vă aduc mâncare și vă aduc ouă și vă aduc șobenul vă aduc o brânză și așa, că e câmpul tău energetic, da? Nu înseamnă asta. Sau ăla care citește, știe și ghidează, vezi, Doamne, știe tot. Odată pornește trăznetul și schimbă tot. Și înțelegi că nu e deloc așa, dar trebuie să accepți. Acolo e alchimie, acolo e... da? Cele patru elemente, acolo e omul, îți dai seama, vezi omul, nu moneda în două, e în patru moneda, o monedă patrată. Dar patru cum? Că patrat nu poți să-l... cele patru anotimp, ăsta, elemente, da? Focul, pământul, aerul și... fă o monedă așa, cum să faci? N-ai cum. Dacă faci patrat și... e cumva, da? Dar deja are. Deja e 8, nu e 4. Înțelegi? Faci forma. De aia era moneda, de aia e rotundă. Înțelegi? De ce moneda e rotundă, dragă? Ți-ai pus întrebarea vreodată? Nu, da? Și-s proastă ca tine, e prost ca tine să mă gândesc la monede. De ce? Îs cum îs, dă-l încolo. Vezi unde te aduce. Organic te aduce să rezolvi alchimie în natură și în bio softul tău, să înțelegi niște lucruri, schimbi percepția prin prisma adevărului tău, vezi și zici, da, domnule, ești foarte bine și dai voie apei să se pișe pe ea de frică că o arde focul sau o acoperă pământul din tine, știi? Patru elemente. Îi dai voie. Da? Sau focul, că ți iese fum, ți iese, nu, nici cum nu o să lămurește, pentru că știi că a abuzat, pentru că a ieșit din matcă focul. Și se arde pe el de frică. Da? O era să nu mă știi, să se oprească, nu știe. Și aici vii tu cu pământul și-l acoperi. De ce se acoperă de sus când arde? Da? Cumva se acoperă, nu știu cum, se aruncă pământ, da? Apa, pământ peste foc, aerul poți să-i, da, abuzat, aia exploziile, una, două, în lume. O ia, iese din matcă,
Aerul a abuzat de om. Dar cum îți permiți stai așa să treziți zeița? Toate patru elemente sunt în om. Cinci elemente are casa morții acolo. Sună ciudat, dar ai să înțelegi unde e și ce e. A abuzat de cele patru elemente. Nebunesc. S-a trezit omul. Zeul s-a trezit, care are în frâu toate cele patru elemente. Dar cum ai crezut? Se căcăie pe ei, pe ele, elementele. Vai, să mă închin în fața focului. Da, te închini în fața focului până înțelegi cine e, ce e, cine ești tu. Da? Vai, pentru, da? În fața apei și mă închin la nu știu ce izvoare și la, da. De unde vin ele? Din tine, sunt proiecțiile tale. Punct, spațiu. Înțelegi cine ești. Punct, acolo ești. Înveți să ții în frâu. Se gudură, nu se pișe de frică, se gudură de fericire toate patru elemente. Pentru că tu ai hotărât azi așa ceva. Da? Arde cât trebuie să ardă, curge cât dai drumul tu la robinetul umblea pești. Da? Acum le echilibrezi. Vorba. În aer e aerul curat, dacă e nevoie un pic să miroase a... Da? Că nu știu ce au pus pe ogoare și putea îngrășământ, da? Pentru că din tine tu ai zis, domne, niște îngrășământ la florile astea, că da, din 3D ar trebui să crească. Și ai simțit mirosul și a, Dumnezeu, da? Și se căcăie pe el, săracul, aerul. Că a greșit, iar a ieșit din matcă și îi pute la doamna, îi pute, la zeița, îi pute. Da? Foarte bine. Calmezi elementul aer, îl calmezi în tine, foarte bine. Bravo, înseamnă că ai făcut ce trebuie, da? Florile o să... Dar nu aici, doamnă, nu aici am pus noi îngrășământ. Noi am pus în Patagonia, de partea cealaltă a Chinei, a pământului, da? Dar nu aici am pus. Nu contează, doamna zeița a suprapus zeul. Domnul. Da? Și zi doamna, zi domnul. A suprapus pământul, da? Și îngrășământul, tot ce trebuie. De aia miroase, de aia simt. Și nu mai iese din matcă nimeni și nimic pentru că înțelegi cum e. Da? Calmezi spiritele apei, calmezi spiritele focului, calmezi spiritele dinăuntru tău. Te distrezi. Da? Te duci la robinet, curge, îți ții pe tine curul. Suție, da? Suție. Lasă, o găsim, ne lămurim, da? Da. Ai răsturnat ce venea. Ai răsturnat numai urle la lună, referitor la orice. Un fel de zeul, zeița e ca o mamă bună, ca un tată bun, dă voie cele patru elemente să se zbenguie. Da? Și se zbenguie când repari. Pui niște hotare, da? Te înțelegi cu cele patru elemente, cu focul, cu aerul, cu apă. Te zbengui cât repar, da? Dau drumul la apă, țâșe, curge, rezolv, fac, nebunie, reparații, da? Dar când am făcut, mai curge, da? Te întorci înapoi dacă vrei, ca și element, ca și apă. Și să ții acolo, că ai abuzat. Da? În timpul ăla, tu schimbi, tu te duci în timeline-ul care vrei tu. Da? Dirijezi cu cele patru elemente. Nu tu te duci în timeline în spate acum, înapoi în viitor, să vindeci, să clirui. Trimiți elementele tale să se vindece, să se clirui. Unde a fost o breșă, unde a fost ceva n-a ieșit. Tu îți vezi de treabă mai departe, ele te ajung din urmă. Spațiu, nu-ți mai faci griji de nimic, pentru că azi ai hotărât asta. Azi ai hotărât asta. Sertul cuantică și așa, te-ai trezit că așa făceai. Știai tu de ce, da? Azi ai hotărât asta. Punct. Spațiu. Crușe. Da? Până aici. Bun. Acolo ești, distrează-te. Bun.